Bună dimineața, dragii mei prieteni, ce faceți? Eu abia ce m-am trezit, mi-am făcut o cafeluță, mi-am făcut un 3-in-1. Astăzi este sărbătoarea Sfântului Dumitru. Este o sărbătoare foarte mare. La noi în sat este hram, așa se ține din străbunici, hramul satului. Oamenii s-au pregătit cu mâncare, cu sarmale, cu friptură, cu sată beof, știți, sata beof este tradițională, cu cozonac. Mami a făcut o prăjitură de casă, un blat de casă cu frișcă de casă, foarte delicioasă, abia aștept să o gust. Ce să zic, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți pe TikTok, pe Facebook. Sincer să vă zic, de când fac TikTok, mi-am făcut foarte mulți prieteni. Prieteni virtuali cu care vorbesc, cu care socializez. Și am zis să intru să fac acest videoclip special pentru voi, special pentru cei care mă urmăresc. Am să-mi beau cafeaua cu voi. E foarte bună. Nu știu ce să vă mai zic. Să mănânc această prăjitură cu voi. E foarte bună. Lăsăm prăjitura deoparte și vreau să vă zic că vă aștept la mine la hram să mâncați sarmale, să mâncați friptură. Mama i-a făcut niște sarmale alaltăieri. Nu alaltăieri, mă scuzați, ieri a făcut sarmale afară, la tuci. Au ieșit niște sarmale, mai ce bune, de te lingi pe unde iese. Sper că ați văzut videoclipul, că l-am postat pe YouTube. Zilele astea o să mai postez câteva clipuri noi. O să facem un grătar cu legume, cu mici, cu carne, cu de toate. Ce să zic? Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like și share. Și vă aștept la hram. De asta m-am pregătit, nu? Mă duc și eu că trebuie să fac puțină curățenie în cameră. Că mai târziu vin musafirii, vin oaspeții. La noi așa este tradiția, cine vine îl punem la ospăț, îl punem la masă să mănânce. Ce să zic, vă doresc o zi binecuvântată la toți și plină de realizări și sănătate, că sănătatea e mai bună decât toate. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună, v-am pupat pe toți!